Un merit aparte al comunității CIP constă în a fi dezvoltat în timp o cultură a societății informaționale, de a fi susținut tinerii de valoare, de a fi format, iar ulterior de a fi generat o cultură a societății informaționale, a societății cunoașterii. În ultimii 15 ani, cu destule dificultate, instituția s-a repoziționat, a fost retehnologizată, deschiderea către activități de vârf și sprijinirea acestora au adus profit instituției, pentru că este unanim recunoscut că statul nu poate susține integral activitatea de cercetare, iar managerii trebuie să găsească soluții să poată aduce venituri suplimentare. Numeroase dotări pentru asigurarea funcționării și siguranței domeniilor.ro, investițiile în implementarea GRID, primul mare proiect de infrastructură cloud într-o clădire nouă, dedicată, realizată cu fonduri proprii, s-au reflectat și în domeniul de bază al Institutului Cercetarea. Institutul a fost implicat în numeroase proiecte finanțate prin competiții, la nivel național și internațional, fapt dovedit și de o statistică a Uniunii Europene din anul 2014, în care ICI se poziționează pe locul 5 în topul instituțiilor din România care au atras fonduri europene. Aproape jumătate de secol în acest domeniu, în cercetare, într-un domeniu în care lucrurile evoluează foarte rapid, e cu adevărat o performanță pe care dumneavoastră ați atins-o. De fapt, aici s-a și născut, s-a și dezvoltat internetul în România, în acei ani, imediat după Revoluție. De asemenea, sunt bucuros că sunt atâți oameni în continuare, în țară, să facă acest lucru, cercetarea.